Neața din nou. Luna ajunge la faza de ultim pătrar, dar aderă astăzi și la un aspect favorabil cu Neptun din Pești. Suntem mai reflexivi, mai contemplativi, deci nu sunt recomandate îndeletnicirile solicitante. Sunt favorizate activitățile creative în cazul săgetătorilor și al peștilor. Berbec, cel puțin în a doua parte a zilei, ți se recomandă meditația, tehnicile de relaxare și reechilibrare mentală. Reîncarcă-ți bateriile. Taur, ai încredere în proiectele tale și nu te lăsa descurajat una cu două. Important este să te dovedești perseverent, oricare ar fi situația. Gemeni, fie că ești nemulțumit de un consult medical recent, ori consider că nu e nevoie să treci pe la cabinet, tot nu-ți merge bine. Vezi ce e în neregulă. Rac, oricum ar merge ziua de astăzi, vei descoperi că cel mai mult contează să te simți împăcat cu tine însuți. În rest, toate se rezolvă până la urmă. Leu, nu căuta aprobarea celor din jurul tău. De cele mai multe ori nu poți conta pe ceilalți să te facă să te simți mai bine cu tine însuți. Fecioara, uneori ar fi mai bine să-ți păstrezi anumite gânduri pentru tine. Deși nu ți este teamă să le verbalizezi, îți poți crea de servicii gratuite. Balanța, dacă ai neplăceri pe planul sănătății de curând, astăzi te simți mai bine. În orice caz, nu-ți supra-solicita organismul. Scorpion, ești într-o dispoziție artistică și creativă și îți vin multe idei bune. Scrie-le undeva, pentru că nu știi niciodată când vei avea nevoie de ele. Săgetător, nivelul tău energetic este mai scăzut astăzi și ai un alt ritm de a rezolva anumite treburi care se ivesc. Nu te epuiza și mai mult cu sarcini dificile. Capricorn, este vital să crezi în tine și în oamenii care ți-au demonstrat că te poți baza pe ei. Poți trece munții dacă ții minte aceste lucruri. Vărsător, este recomandat pentru tine să înveți cât valorezi și să-ți vinzi aturile și imaginea corect. Așa îți demonstrezi respectul de sine. Pești, te poți simți oarecum descurajat de dimineață, poate chiar ușor melancolic. Spre după amiază îți regăsești buna dispoziție. Ne revedem în ultima parte a emisiunii cu oroscopul dragostei și al familiei.